Bună ziua, oameni buni! Vă prezint iconița magnet cu foița aurie a Sfântului Mare Mucenic Mina, ajutorul celor păgubiți. Această iconiță magnet are pe suportul din lemn un strat de foița aurie. Iconița poate fi așezată pe frigider sau pe metal. Sfântul Mina s-a născut în Egipt în a doua jumătate a secolului al III-lea. Locul nașterii este Niceus, în apropiere de Memphis, străvechea capitală a faraonilor. Părinții Sfântului Mina erau creștini de origine nobilă, dar nu aveau copii. Tatăl, Eudoxius, era guvernator, mama sa, Eufimia, a continuat să se roage lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. În timp ce participa la o sărbătoare a Maicii Domnului, rugându-se în fața unei icoane a Fecioarei Maria, a auzit o voce spunând amin. Așa să fie. Câteva luni mai târziu, Eufimia a născut un băiat pe care l-a botezat Mina, în amintirea cuvântului auzit înaintea Sfintei Icoane. Sfântul Mina rămâne orfan de ambii părinți la o vârstă fragedă. Tatăl a murit când avea 11 ani, iar mama când a împlinit 14. A intrat în armata imperială în timpul tribunului Firmilian, datorită originii nobile și a reputației tatălui său, lui Mina i s-a încredințat un rang înalt în armată, s-a distins prin eroismul său. Mina însă nu a abandonat credința, comportându-se ca un adevărat creștin. Când Diocletian a emis primul edict de persecuție a creștinilor, la 23 februarie 303, Mina a părăsit armata pentru că nu a putut lua parte la masacrarea celor de o credință cu el. Lepădând astfel haina de ostaș, a îmbrăcat haina puznicului. Retras în deșert, dedicându-se vieții de puznic, nu se știe cât timp a stat în singurătate, dar a înaintat atât de mult în viața ascetică, încât a fost înzestrat de Dumnezeu cu darul facerii de minuni. Pentru că a refuzat în mod repetat să se lepede de credința lui în Iisus Hristos, este torturat, iar într-un final i s-au tăiat mâinile, picioarele și apoi capul. Sfântul Mare Mucenic Mina a intrat în conștiința creștinilor egipteni, dar nu numai, ca un oștean al adevărului și al dreptății. Nu există casă de creștini în care Sfântul Mina să nu fie intrat pentru a scoate la iveală adevărul și a face dreptate după legea lui Dumnezeu. Dacă aveți o pagubă, o boală, o neputință, o mâhnire duhovnicească, citiți acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina pe o perioadă de 40 de zile, cei mai mulți creștini nu ajung la 40 de zile și se folosesc deja de ajutorul oferit de ostașul adevărului lui Hristos, pentru că este gramnic ajutător. Dacă doriți să comandați un magnet auriu cu icoana Sfântului Mina, gramnic ajutător, aveți mai jos un link în descrierea videoclipului de unde puteți comanda. Vă mulțumesc și vă doresc o zi binecuvântată!